Astăzi i-am pregătit lui Tsuki o surpriză pe Minecraft. Săraca de ea n-are nici cea mai mică idee cât de multe chestii mișto se pot face pe jocul ăsta, cât de multe moduri interesante se pot băga. Un mod foarte interesant ar fi ăsta pe care îl puteți voi vedea în acest moment. Tsuki, du-te la single player, da? Ok. Ai o hartă creată de mine acolo pentru tine. Cât timp tu dormeai ieri, am intrat la tine în cameră și am făcut totul. Ai o hartă, da? Da. Intră pe ea și spune-mi ce vezi. Ok. Intră. Văd un lac. Și altceva? Și copaci. Și altceva? Și foarte mult soare și... Nu vezi că se vede totul diferit? Oh, ba da! Oh my god, asta e cea mai proastă reacție la Minecraft shader pe care am văzut-o în viața mea. E like, se vede lumina. Păi nu știu ce... Holy shit, Iisuse Hristoase, bă, cât dormeai ți-am pus shader, mă. Uite-te la umbre, uite-te la lumină, uite cât de frumos e totul. Uite-te și uite, fă cum fac eu, da? Du-te, apasă Escape, da. Du-te în opțiuni, da. Apoi du-te la Video Settings, da? Da. Du-te la Shaders, da. Și apasă pe Off. Așteaptă puțin că o să se blocheze pentru vreo 2 secunde, okay. După aia dă-i done și întoarce-te la joc, ca să vezi diferența. Wow! Eu cred că tu ai uitat cum arată Minecraft-ul. Acum, uite-te la diferența. Uite-te la cum arată jocul acum. Pune iară shader-ul și vezi iară diferența. Oh my god. Am uitat complet că există shadere pe Minecraft. Arată atât de ciudat și de frumos. Și e lumină și soare. Și să vezi când vine seara ce drăguț e. Pentru că e un cer și... să-ți placă, o să fie foarte drăguț. S-a schimbat, e bine. Ce? Deci rămânea blocat puțin, nu? Ups, am apăsat de prea multe ori. Ce ai făcut? Am vrut să-i dau on și am apăsat de prea multe ori pe off și s-a făcut off din nou. Oh my god, cu cine mă joc? Bun, hai, știi ce? Intră pe serverul meu PC, pentru că, în afară de faptul că ți-am pus shader, am fost un loser ratat fără viață socială și am jucat foarte mult off-camera și am minat. Și am găsit niște... Ce? What? Am reușit. Ok. Și am găsit niște diamante, dar nu pot să-ți estimez cât de multe, pentru că sunt multe diamante. Sunt extrem de foarte multe. Cât de multe? Foarte multe. Vei merge cu mine în mină și vei număra, pentru că tu le iei pe toate și ții inventarul, da? Iar eu doar am stat ca un loser și am minat ore întregi. De fapt, o să am iau două de-astea. Am găsit o chestie ciudată, roșie. Ce ai găsit, mă? Și mare. Ai găsit o plantă, poate. Am găsit ce pe... E o ciupercă. Bă, dar unde ești? Ai intrat pe server? Da, am intrat. Ok, unde ești? Murisei data trecută? Da. Oh my god. Eu n-am apăsat pe single player. Ai intrat pe multiplayer apoi pe serverul meu, nu? Nu, am intrat pe single player. Din nou? Ai intrat pe single... Am zis să intri pe serverul meu! Mă arunc din casa, din copac, dacă nu vii mai repede aici. Vine acum! Oh my god, vino și va trebui să te aștepți să ajungi acasă. Te-a prins și noaptea, frate. Te-a prins noaptea, era cât pe ce să fie noapte de tot. Apropo, nu urca sus în copac. Nu văd nimic. Nu mai vezi nimic? Nu! Nu e problemă, vin eu în ajutorul tău. Pentru că cu acest shader, dacă ții torța în mână, sunt fix aici, mă. Aici. Hai, vină încoace, coboară aici jos. Okay. Cu shader-ul ăsta, dacă ții torța în mână, coboară-mă în jos. Vin. Ok. Mi-am luat niște falling damage, că am picat pe partea alaltă. Dacă ții torța în mână, se face lumină, ca și cum ai lua-o în mână și ai merge cu ea în peșteri și... Asta da, e foarte tare. Uite, ia și tu una în cazul în care o să găsești într-o situație de genul. Bun, fii antenă ce am făcut. Am curățat puțin locul ăsta și am pus paturile aici. Hai să dormim în ele și să sperăm că... Clic dreapta. Am uitat. Să sperăm că o să-ți salveze spawn-ul și o să-mi salveze și mie spawn-ul de data asta. Bun, deci am fost aici, acum așa, avem asta, n-am mâncare, s-ar putea să mor. Vino foarte repede după mine, foarte repede și nu pierde timpul, pentru că s-ar putea să fie niște creaturi pe aici și a rămase de după noapte, da? Ok. Mergi pe aici, sar pe acilea, uite aici este mina, da? Mhm.
Bun, hai să intrăm în mină și să adunăm toate diamantele pe care le-am găsit. Bă, frate, într-o mină de genul ăsta pe care am făcut-o eu acolo, nu cred că am mai găsit mai multe diamante. Ah, tu te miști repede, tu poți să alergi. Bine că ai murit și acum poți să alergi. Deci, într-o mină de genul ăla pe care am făcut-o eu, până acum nu cred că am mai găsit alte diamante mai multe decât aici, voiam să zic. Stai pe loc, unde ești? Uite, vino. Ia, de fapt, nu-ți dau ție nimic. O să-ți dau, de fapt, un târnăcop, că o să ai nevoie. Se aude lava? Da, se aude lava. Oh. Ai auzit-o cum face? Așa, ca un fel de pește de la care se asfixiază. Bun, vezi unde sunt puse pietrele astea cu două torțe? Da. La fiecare tunel de ăsta se află diamante undeva. Vino încoace cu mine. Pentru că în afară... Vino și plesnește-mă după ceafă, că nu pot să vorbesc astăzi. Chiar vrei să vin acum? Nu acum. După acest episod. Vino și trage-mi una peste cap. Ok. Bun, aici văd că am niște aur pe care nu l-am luat. Ok, serios, vino și plesnește-mă. Că... Dă-te din calea mea, că nu pot să minez dacă te bagi în fața mea. Am furat aurul. Oh my god! Știi ce? Du-te și pune la prăjit. Vezi? Dacă tot l-ai furat. Ia. Ia, du-te și prăjește-l ca să facem lingouri. Nu-ți mai fur nimic ca să fie unei. Da, treci la muncă. Pune-i și treci la muncă, de Dumnezeu. Și, auzi, nu ai căul, nu? Nu, dar cum adică îl prăjesc? Păi, uite cum faci. Pui fierul ăla sau aurul acolo și sus, da? Aurul, da. Da, bun. Și jos trebuie să pui ori cărbune, ori lemn ca material, înțelegi? Păi nici eu nu am. Ideea e că ai văzut semnele astea, da? Sunt trei jos și două aici. Da. Iar dacă spargem acilea și mergi. Mă, dar cât ai jucat? Bă, nu foarte mult, dar am... ai foarte mare grijă aici. Mergi drept, nu cădea în lavă. Așa, bravo, bravo. Mamă. Sunt diamante acolo. Ai ceva în inventar? Dăm tot în afară de târnăcop. Dăm tot în afară de târnăcop și tu o să iei toate diamantele. Oh, bun, perfect. Așa. Așa, dăm totul. Nu am lemn. Nu am lemn la mine, nu am. Sparge. Muncește, sclav. Hai. Ce ai spus? Am zis muncește, sclav. Diamant. Muncește, mamă, nu de alta, dar... Nu de alta, dar dacă eu am săpat toate tunelurile astea și m-am chinuit o grămadă de timp să le sap și să caut diamante, tu măcar să le... Dă-te de aici, te rog. Hai să verificăm dacă nu mai sunt altele pe acelea. Nu mai sunt. Așa. E bine să mai sap, că s-ar putea să mai fie pe diagonală sau cine știe, știi? Am 5 diamante. Bun. Înapoi. Hai că mergem în altă parte acum. Mamă, ce riscantă e lava asta. Bun. Mergem în partea... Unde era cealaltă? Care cealaltă parte? Păi, era aici. Ai spart-o aici? Am spart eu, cred. Wait. N-am spart aici, nu? Ba da, tu ai spart aici. Da, era și dincolo de spart, nu? Nu știu. Sunt diamante în 5 locuri, dacă nu mă înșel. Vino încoace cu mine. Sunt aici, mă, sau nu? Vin. Nu, aici nu sunt, nu. Aici nu era, mă. Ce s-a auzit? Ce? Nu s-a auzit nimic. S-a auzit un fel de scârțuit. Nu s-a auzit niciun scârțuit. Cred că scaunul tău îți scârție scaunul. Nu, aici nu e nimic. Frate, puteam să jur că astea două erau ambele cu semn. Nu erau? Nu era așa aici? Nu e cu semn. Asta la altă e cu semn. Ce prost sunt. Știam că sunt două. Vino încoace că aici e. Era fix lângă noi. Da, știu. Uite cât de aproape erau diamantele. Deci noi am găsit diamante, uite, fix aici când am coborât jos, da? Mai erau diamante și aici, frate. Mamă, ce-mi place cum sună. Așa, vezi că ai mai uitat unul, Era acolo și nu știu de ce nu l-ai luat. Bun, ai luat tot de acolo? Nu-i... Ce? A fost bug vizual, mă, del videi, îl videi invizibil. Nu, eu așa cred că era bug. Bun, hai înapoi cu mine. Sigur. Mergem acilea, așa. Și mai avem diamante în 3 locuri. Nici nu-mi spune câte avem, vreau să-mi zici la final. Du-te! Ok, mă duc. Uiii! Uite-te la mine, pot să alerg că am murit, ha. Apropo, să nu sap pe aici așa, pentru că s-ar putea să-ți pice lava în cap. O aud. Așa, mai mergi. Am săpat destul de mult, da, știu. Îmi urăsc viața uneori. Ce cu asta roșie de aici? Ce e asta? E altfel de tip de piatră, e o piatră mai ciudată. Ia uite diamantele în față. Vai, ce frumoase sunt! E visor care e femei.
Ce ai făcut? De ce mi-ai tras una? De aia. Pentru că stăteai cu spatele și v-ai plesnită la punct cu, cu săbiuța. Ia vezi, mai sunt, că au fost numai trei aici? Da, patru, cred. Patru? Sap așa, dar de fapt lasă-mă că sap eu. O să sap puțin să vedem dacă nu se ascunde unul pe aici, pe diagonală, dar nu cred. Așa, nu pare să fie totul luat. Ok. Bun, hai înapoi, pentru că mai avem încă două locuri în care trebuie să ne uităm după diamante. Cred. O să devin milionară. Miliardară. Tu știi o, că... Atâtea multe diamante câte... sunt regina. Mai... Da, nu, nu-mi spune, fii rar. Voiam să zic că... Tu știi că ne putem face armură completă de diamant, nu? Adică... Wow. Dar nu o să facem chestia asta pentru că... O să avem bling-blinguri pe noi. Da, deci practic o să fim bling-blingeri de aia. O să, fim, o să fim ca bling-bling boy din Johnny Test. Da. Ok, du-te pe partea aia. Iar eu cred că o să mă duc... Ah, nu mai contează, ăsta era foarte aproape. Nu, no, voiam zic că dacă e la fel de departe o să mă duc eu pe partea aia. Bun. Am găsit, sunt aici. Da, l-ai găsit deja? Oh, da, 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 aici, în stânga sus. Aici căutasem niște, niște coal, dacă nu mă înșel. Era niște coal și când am început să sap, am dat și de ele. Deci, treaba merge extrem de foarte bine. Hai, bă, atâtea erau, mă, să-mi bat piciorul. Credeam că o să fie mai multe, mă. Nimic? Nu. Altceva? Nu? Okay. Nu pare. Asta e o mare țeapă. Au fost foarte puține. Au fost multe locuri, dar am impresia că în multe locuri au fost câte puține diamante, ceea ce e un pic cam dezamăgitor. În primul loc în care am fost era destul de multe. Da? Bun, și mai ai câteva aici, ia vezi, că văd două, cel puțin. Auzi, auzi, nu mai bine mă lași pe mine să le sap pe astea, nu de altă, dar aud lavă și dacă e lavă aici, eu știu să sar repede și să... Ok. Așa, ia să vedem. Bun, pe acolo nu te auzi lava, că nu e nicio lavă pe aici. Cum nu? A, cum se aude? Am crezut că o să-mi pice de sus din cap și era mai amuzant, dar... poftim, uite, ia-le și pe astea patru, dar zim câte diamante ai în total cu alea patru. Vrei să știi? Da. Chiar vrei? Da. Cam ce număr ai vrea să fie? Bă, te ia, mama dracu, zic câte diamante avem! 29. 29 plus câte mai avem acasă? 7? Da. Avem 36 de diamante, dude. Nu știu dacă, nu cred că avem suficient de o armură completă, pentru că pentru armură îți trebuie să mă gândesc 6, 8 și cu încă 4, 12 și cu 5. Ce s-a auzit? S-a auzit un zombie. M-a speriat. Da, e o peșteră pe acolo undeva prin, da, prin tunelul nostru. Și am pierdut calculul pe care îl făceam. Mersi foarte mult. Îmi pare rău. Ce ziceam, 12 plus 5? Da. 12 plus 5 e 17. Da. Plus 7? 24. 24, da. Ne trebuie 24 de diamante pentru armură full sau am făcut eu ceva greșit? Pentru pare că, fi un număr 3, ok. 6, 8, 8. Da. Da, 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 da. Cred că atâtea, dar nu vrem să facem o armură... Mamă, 36 de diamante. Nu vrem să facem o armură completă de diamante. Diamantele cred că cel mai probabil le vom păstra deocamdată. Le vom păstra, nu știu exact, s-ar putea, categoric o să facem niște, bă, și ce putem să facem? Categoric trebuie să facem un târnăcop. Din diamante. Da, din diamante, un târnăcop. Uite, să-ți dai seama, un târnăcop bling bling. Uită-l. Ia-l de aici. Wow, ce fain arată. Apropo, dacă te întreb ce-i cu pământul ăsta aici, a trebuit să-l pun ca să... am liane pe toate părțile, pentru că când pui o liană într-o parte, da, pui pe partea asta, nu se pune automat și pe cealaltă parte, știi? La unghiul de 90 de grade. Și cu unele liane trebuie să pleci de aici, cu celelalte liane trebuie să pleci din partea asta, dar de undeva de mai sus, ca din creștere în cădere să pice și să facă și acolo liane. E cam complicat. Ce? Am eu impresia sau frunzele astea se mișcă? Se mișcă. A, am crezut că sunt eu prea obosit. Se mișcă de la shader, pentru că e copac și bate doamne. Vântul. Deci, intrasem pe mapă și am like, băi, ce naiba, cum? Stai așa. Ce vreau să fac, PC? Vreau să fac o chestie cu tine, nu știu exact. Ce vrei să faci cu mine? Băi, știu că sună ciudat, tu taci din gură și ascultă-mă. Vreau să aici. Te duc în iad. Știu cum sună, știu cum sună, relaxează-te, știu că e ciudat. Am nevoie de niște fier. Ai niște fier făcut la... Oh my god, vorbesc serios, nu am fier aici. Mai am nevoie de o bucată de fier. Ce fac cu
pickaxe-ul de diamant. Îl păstrezi, pentru că o să mergem să facem rost de un material extrem de foarte greu de minat, da? Cu care o să facem un portal către iad. Adică mă pui la săpat pământ. Nu, o să sapi, nu e pământ, este obsidian, se numește, există și în viața reală și e ceva foarte tare, așa ca un fel de sticlă albastru spre negru, știi? Ce drăguț. E mișto, obsidianul. Bă, dar serios, acum unde Dumnezeule mare mai avem niște fier? Ne lipsește, uite, am la, nu, ăla e gold, să-mi bag piciorul. PC. Da. Avem nevoie, hai să coborâm. Avem nevoie... Și coboară până jos, până în peșteră, unde avem paturile, da? Mamă, ce ciudat e când cobori. Da, și întuneric, e foarte beznă pe shader. Da. Oh, Jesus. Tot ce trebuia... Lasă că și mie mi s-a întâmplat data trecută. Bun. Hai să mergem să dormim din nou, pentru că iară s-a făcut seară. Nu mai alerga că-ți consumi hrana. Da, abia am încă 4. Ce că există monștri prin apropiere. Stai o secundă, ce? Unde-ți scrie asta? Când vrei să apeși să te culci. Sigur? Da, ia apasă. Ok. Da, nici nu mi-am lăsat. Aparent nu putem să dormim pentru că sunt monștri afară. Da, minunat. Dar sunt afară, nu sunt înăuntru. Da, ce s-a auzit, mamă. Dar sunt aproape, asta e problema. Unde ești, mă, nenorocitule? Hai că nu e ca și cum o să vină la noi acasă. Bă, vine un zombie încoace. Problema e că e un schelete care din cauza lui nu putem să dormim, îmi cred. Îl aud și eu. E undeva deasupra mea. Îl bat eu. N-ai venit să vezi cum arată? Nu, pentru că era teamă. N-ai văzut încă un zombie după atâta timp de 5 episoade de jucat Minecraft? Vino încoace. Vino încoace. Bine. Ce... să te sperii. Uite-l! L-am văzut. Uite-l cum se învârte pe aici, că n-are pe unde să intre. E bine dacă n-are pe unde. Dar de ce faci asta? De ce faci asta? Fugi! Fugi! Oh, shit, glumeam, boss, glumeam. Oh, shit! Gata, e mort. Vreau cu aceea să vezi ce am. Unde-i fugi, mă? Oh, my God. Uite, asta e de mâncare. Carne de zombie? Da, e putredă și te face să-ți vină rău, dar funcționează, ok? Așa. Hai să punem niște torțe aici, numai ca să avem mai multă lumină, știi? Să fie mai luminat locul ăsta, să-l vedem de la distanță. Uite, așa, bun, acolo nu ne mai trebuie. Mai luat un pic de falling damage și mai am jumătate de inimioară. Hai să încercăm să dormim. Nu ne lasă, frate. Acum. Nu ne lasă să dormim, minunat. Auzi, hai să... Să plângem, vrei să plângem? Da? Alo? Da! Păi zi așa, nu te-am mai auzit. Oricum, cred că vom pune capăt acestui minunat episod. N-am făcut mai nimic în acest episod. Am adunat o grămadă de diamante, ne-am pus shadere, care fac jocul să arate mult mai frumos. Și dacă ne lăsați like, o să vă dăm bani un infinit în conturile voastre bancare începând de mâine. Pa, pa! Pa, pa! G2A, jocuri ieftine!